Bună ziua, dragi colegi, stimați reprezentanți ai presei. Bănuiesc că nu este nevoie să o prezint pe doamna președintă Maia Sandu, care a revenit și ne onorează cu această revenire la Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene. Doamna președintă. Bună ziua, nu știu dacă am luat microfonul, cred că. Stimate domnule viceprim-ministru, dragă Nicu, stimați diplomați, colegi, stimați colegi din presă, ne-am adunat astăzi aici să aducem un omagiu unui diplomat vizionar și probabil celui mai remarcabil ministru al afacerilor externe și integrării europene pe care Republica Moldova l-a avut vreodată și eu sunt aici pentru a-mi exprima recunoștința și pentru a exprima recunoștința cetățenilor pentru tot ce domnul viceprim-ministru, pentru tot ce Nicu Popescu a realizat. Vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pentru contribuția extraordinară la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pentru rezultatele extraordinare pe domeniul diplomației externe în general, pentru că domnul Popescu, împreună cu colegii lui, ne-au ajutat să repunem Republica Moldova pe harta lumii. El a reușit să construiască relații solide cu țări puternice, cu țări mari, cu țări mici și, dacă ne amintim, atunci când am preluat mandatul, 2 ani și jumătate în urmă, Republica Moldova era, din punct de vedere diplomatic, nu în cea mai bună situație, eram izolați la nivel internațional, iar discuțiile despre integrare europeană păreau vagi și de nerealizat. Și iată, în această perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri și aceste lucruri pe planul politicii externe s-au întâmplat datorită eforturilor domnului Popescu. Și aici a contat profesionalismului și este un profesionist desăvârșit, dar a contat și calitatea umană și cred că abilitatea de a combina profesionalismul și căldura omenească este una foarte specială și ne-a ajutat enorm în stabilirea acestor relații cu prietenii noștri. Nu cred că cineva, atunci când ați preluat mandatul, se gândea că putem să organizăm un summit european la Bulboaca și iată și acest lucru s-a întâmplat. Atunci când a fost foarte dificil, Nicu a dat dovadă de viziune, pentru că am coordonat și am administrat împreună situații dificile, în situații de criză, inclusiv atunci când a pornit agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Nicu Popescu a fost cel care a reușit să adune în jurul Republicii Moldova un număr impresionant de prieteni care ne-au ajutat, ne-au ajutat să menținem pacea, ne-au ajutat să menținem stabilitatea. Nicu Popescu s-a ocupat nu doar de diplomație în general, el s-a ocupat de diplomație energetică și atunci când a fost nevoie a găsit bani pentru ca noi să putem să cumpărăm resurse energetice, gaze, electricitate. El s-a ocupat de diplomație economică, pentru că a fost întotdeauna preocupat și a lucrat ca să putem să vindem mai multe cireșe, mai multe prune, usturoi și multe alte lucruri care se produc în Republica Moldova. El s-a ocupat de diplomație anticorupție, pentru că a fost întotdeauna foarte implicat și foarte convingător atunci când se discutau subiecte care țin de sancțiuni internaționale împotriva corupților din Republica Moldova care încercau să submineze procesele și instituțiile din țara noastră și, bineînțeles, în domeniul apărării, pe reforma justiției. Dacă este să ne amintim de toate experiențele care țin de integrarea europeană, primul rezultat extraordinar a fost obținerea statutului de țară candidată. Și putem să vă spunem că lucrurile nu s-au întâmplat ușor.
că nu era evident că Republica Moldova va obține acest statut, chiar cu câteva săptămâni înainte de decizia Consiliului Uniunii Europene din vara anului 2022, nu era clar și a trebuit să muncim mult și domnul Popescu a avut un rol, rolul principal pentru ca să obținem acest statut și, evident, decizia mai recentă a Consiliului pentru ca să începem negocierile de aderare la Uniunea Europeană și aici s-a lucrat foarte mult. Iar între aceste evenimente a fost foarte multă muncă aici pe intern și dumneavoastră, cei de la minister, știți, pe monitorizarea fiecărei acțiuni și subacțiuni, așa încât să fim pregătiți tehnic, să avem toate argumentele și, respectiv, să avem toate șansele ca aceste lucruri să se întâmple. A fost un mandat interesant, a fost un mandat dificil, dar noi toți, și eu personal, cetățenii Republicii Moldova, Republica Moldova, am beneficiat enorm de eforturile, de capacitățile dumneavoastră, de relațiile, de calitățile umane pe care le aveți și care v-au ajutat să construiți relații foarte bune cu diplomați, cu șefi de state și guverne din toate statele care sunt state prietene ale Republicii Moldova și care ne-au sprijinit și continuă să ne sprijine pe această cale. Eu vă mulțumesc foarte mult, eu sunt sigură și îți mulțumesc foarte mult și eu sunt sigură că vei continua să rămâi alături de noi, pentru că noi încă nu am atins obiectivul final pe calea integrării europene, mai avem de făcut pași, am făcut pași importanți și hotărâți, dar mai avem de lucru și cu siguranță avem nevoie de ajutorul tău și eu sunt sigură că o să avem acest ajutor. Mulțumesc mult! Stimată doamnă președintă, stimați colegi, sunt prea emoționat ca să vin cu o reacție suficient de detaliată la acest discurs care, într-adevăr, m-a atins în cel mai adânc colț al sufletului și inimii mele. Vă mulțumesc enorm pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o până acum. Rămân alături de dumneavoastră, tot așa cum am fost în permanență împreună în mai multe ipostaze. Rămân alături de dumneavoastră, este o onoare pentru mine să rămân și în continuare la fel de atașat reformelor pe care le întruchipați, acestei lupte pentru pacea, libertatea și europenitatea țării noastre. Vom continua și voi continua să fac tot posibilul pentru ca proiectele lansate de noi ca echipă la Ministerul de Externe, ca echipă de guvernare, ca un guvern condus de domnul prim-ministru Dorin Grecean să continuăm cu aceeași energie aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, evident cu colegii mei cu care am lucrat foarte mult și cu care am o relație excepțională și domnul Mihai Popușoi și Cristina Gerasimov. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc, voi continua să fiu în echipa dumneavoastră și vă mulțumesc pentru aceste cuvinte calde și pentru încrederea și pentru tot ce faceți pentru Republica Moldova. Prin decret al președintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a profesionalismului manifestat în domeniul politicii externe, pentru susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană a Republicii Moldova, precum și pentru contribuția majoră la deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, domnului Nicolae Popescu, vicepreministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, îi se conferă Ordinul Republicii. Dăm și diploma și brevetul, sigur. Mersi.
Doamnelor și domnilor, ceremonia a luat sfârșit. Vă mulțumesc!